Povestea Voinicul cel cu cartea mână născut, după Petre Ispirescu. A fost odată o babă și un unchiaș. Ei până la vreme de bătrânețe nu avură niciun copil. Ce nu făcură, ce nu dreseră și ca să aibă și ei măcar o miarță de copil nici cât. Ajunși la vreme de bătrânețe, hotărâră să meargă în lume să-și caute și ei un copil. Se gătiră de drum, își luă fiecare de săguța pe umeri și apucară unul spre răsărit, iar altul spre apus. 9 zile și 9 nopți se duseră, dar în deșert. A 10-a zi se întoarseră, iar baba i-a povestit despre cum a dat într-o pădure de un moș bătrân de când lumea. Acesta îi spusese să se întoarcă acasă, căci râvna lor a fost ascultată de Dumnezeu. Și trecură zilele una după alta, până ce băbuța născu un dolofan de copil, drăguleț și cu o carte în mână. Și după 3 zile veniră ursitoarele. Cea mai mare din ursitoare zise: acest copil are să fie un făt frumos și are să ajungă bogat. Cea mijlocie zise: pe acest copil, când va fi el de 12 ani, au să-l răpească duhurile rele. Dacă va scăpa de duhurile rele, acest copil are să ajungă împărat, ursicea mică. Iar copilul creștea, asculta pe părinți și cartea cu care se născuse, din mână n-o lăsa. Citea, citea mereu pe dânsa și învăța, de se mira toată lumea de silința și învățătura lui. Când se făcu de 9 ani, știa câte în lună și în soare. El însuși ajunseră să fie o carte și toți oamenii veneau la dânsul și îl întrebau despre păsurile lor. Unchiașul se bucura, nu se bucura de fiul său, dar baba știu că nu mai putea de bucurie, văzându-l și frumos și cu atâta înțelepciune. Băiatul, de ce creștea, de-aia se făcea mai frumos și mai învățat. Tot satul îl cinstea și îl asculta ca pe cine știe cine. Și când împlini băiatul 12 ani, se întâmplă așa cum spusese ursitoarea. Fiul unchiașului fu răpit de duhurile rele. Dar cartea din mână n-o lăsa. Citea mereu și în gura mare. Iar când fu de ajunse pe la mijlocul cărții, duhul nu-l mai putea ține, așa că îi dădu drumul. Fiind acum departe tare de casă, a avut nevoie de mult timp și de înțelepciune pentru a se întoarce. Trecu prin multe pățanii, făt frumos, dar lucrurile învățate l-au ajutat să ajungă împărat.